Veneam spre voi și înainte să parchez aici, la stânga, aveți drumul lucru. Nu sunteți voi vinovați pentru asta, să vă liniștiți. Și în timp ce încercam să parchez, am trecut peste un canal. Am auzit că s-a mișcat canalul sub roata din stânga spate, dar n-am crezut că chiar s-a descoperit canalul. A trecut o dubă pe lângă mine, mi-a făcut un semn, îi mulțumesc dacă mă aude, Domnul să-l binecuvinteze. Și o zis, ai grijă că în spate canalul s-a descoperit. Și acum ai descoperit, am rupt o bureană de acolo ca să nu cumva să fac cuiva rău. M-am simțit obligat, deși nu sunt de la drumuri și poduri. Ce am vrut să vă spun cu asta? Vrei, nu vrei, pericolul vine. Un simplu canal descoperit sau neacoperit cum trebuie din lipsă de responsabilitate, probabil, îți poate produce o mare pagubă. Nu vreau să-mi imaginez ce s-a întâmplat dacă mi-ar fi intrat una dintre roți acolo și cum mi-arăta acum cămașa. Vrei, nu vrei, în viață vei fi așezat în fața unor pericole. Nu depinde neapărat întotdeauna de tine dacă există pericolul sau nu. Există zone în care n-ai voie să mergi pentru că sunt, prin definiție, periculoase. Dar există zone normale, cum se spunea deja, în care tu trebuie să mergi. Asta e parcursul tău și spiritual, și social, și familial, și relațional. Cum să reacționezi în viață încât să nu cazi? Îndemnul acesta este pentru oamenii prăbușiți. O să vă prezint istoria unui tânăr, nu știu exact ce vârstă avea, care atât de dedicat a fost în umblarea cu Dumnezeu, încât s-a mutat din libertate în pușcărie. Pentru prima dată a acceptat să meargă cu Sfântul și Bătrânul Apostol Pavel și să fie colaborator îndeaproape. Îl numește mai întâi Sfântul Pavel tovarășul meu de temniță și nu doar atât, tovarășul meu de lucru. Uitați-vă că vine ultima epistolă pe care o scrie Sfântul Apostol Pavel 2 Timotei 4:10. Este alarmant ce scrie aici. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Dima, care e istoria vieții tale? Cum ai fost tu la început? Cum de-ai ajuns să ai curajul să-ți lași libertatea socială, relațională, familială, religioasă chiar, timpul de închinare, de la părtășie, cum de-ai avut curajul să te retragi din lumea asta? Nu putem să, nu avem cum să ne imaginăm, nu vă puteți imagina ce înseamnă asta. Să ajungi după gratii pentru Hristos. Se spunea deja de o cară, de bajocură, un pic ne atinge cineva și ne șifonăm, domnule, de... Am un sfat pentru cei care vă șifonați cam repede. Nu răspundeți la comentarii la oameni răi. Că dacă cineva ar zice că am 2 metri și că am ochi albaștri, știi ce să-i fac? Trebuie să-și pun ochelare, nu? Sau trebuie să schimbă optica. Nu pot să cred ceva care nu e adevărat despre mine. Așa că nici măcar nu mă simt nevoit să răspund. Nici într-un fel. Cum ai reușit, Dima, să te prăbușești? Cu ghilimele de rigoare ai reușit. Istoria unei prăbușiri, ăsta e gândul meu. Uitați-vă că atunci când scrie Sfântul Apostol Pavel, epistola către Filimon, e epistola pe care o scrie undeva prin anul 60, ascultați ce zice foarte clar omul acesta despre Dima. De ce știm că Filimon a fost scrisă înaintea epistolei către Coloseni? Pentru că Pavel argumentează cum să-l primească pe Onisim, iar atunci când îl prezintă în Coloseni, zice despre el, l-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri, nu doar trebuie să-l primiți, e deja de-al vostru. Undeva prin anul 60 scrie cartea Filimon, Sfântul Apostol Pavel, și ascultați cum îl prezintă pe Dima. Versetul 23, singurul capitol. Eprafa, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa, uitați-vă în ce loc e Dima. Tot așa și Marcu, Aristar, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Vă rog să realizați că în mintea lui Pavel, Dima în acest moment este înaintea evanghelistului, doctorului Luca. Vă rog să realizați că este aproape de Marcu. Pentru că primul nivel la care se afla Dima era un nivel de pasiune.
Era un nivel de predare plenară pentru bărbatul acesta, pentru tânărul acesta. Nu mai conta timpul lui, banii lui, resursele lui, business-ul lui. Pentru el nu mai erau importante resursele lui alimentare și financiare. Pentru el să-și construiască ceva nu era așa de important ca și a fi în prezența lui Dumnezeu, dedicat lui Dumnezeu, chiar în pușcărie, pentru Evanghelie. Primul nivel, nivelul pasiunii. Este nivelul în care te-ai predat Domnului. Nu e așa că atunci când ți-ai predat viața Mântuitorului, nimic nu mai conta în jurul tău? Nu e așa că nimeni din lumea asta nu putea să-ți aducă un argument care să te jignească pentru că tu urmai pe cel mai important din istoria lumii, pe Mântuitorul tău, pe Domnul tău, pe iubitul inimii tale, pe Domnul Iisus Hristos? Unde-i pasiunea de atunci, te întreb? De ce ai pus într-o paranteză a vieții tale pasiunea aceasta? De ce o privești un pic așa circumspect și zici, oh, atunci săracul de mine nu prea știa multe? De ce? De ce așa? La distanță de maxim un an, pentru că epistola către Coloseni a fost scrisă între anii 60-61, la distanță de maxim un an, ascultați ce se întâmplă în viața lui Dima. Citim din Coloseni, capitolul 4, versetul 14. După ce îi amintește pe toți, începând de la versetul 9, vorbește despre toți. Uitați-vă că în versetul 10 este Aristarh, da? Tovarășul meu de temniță, vă trimește sănătate, tot așa și Marcu. Uitați-vă că versetul 14 spune așa, Luca, doctorul prea iubit și Dima. Parcă a făcut o pauză Sfântul Pavel. A avut o ezitare. Să-l anunț sau să nu-l anunț pe Dima. În cealaltă listă, Dima e în fața lui Luca. În cealaltă listă, în fața lui Luca, nu există un și, pentru că nu există diferențe între ei în pasiunea lor, în dedicarea lor, în modul în care s-au expus pentru Evanghelie, în maniera în care au stat să mănânce coș de pâine în loc de pâine normală. Ce s-a întâmplat cu tine, Dima? Biblia zice, Luca, doctorul preiubit. Dar nu poți zice la fel și despre Dima. Și Dima, pentru că în procesul prăbușirii lui era la pasul 2, a coborât o treaptă. Asta se numește pauză. Pauză. Când vii la biserică circumspect, foarte atent, te uiți, privești, te interesează, dacă cineva te șifonează, te enervezi. Când nu te mai atinge cântarea, când mesajul nu mai este pentru tine, când totul este doar omenesc. Când începi să vezi carențele oamenilor, ale slujitorilor, când începi să-i pictezi pe internet, când începi să spui, ăla e așa, ăla e așa, și începi să vezi doar negru în fața ochilor, ai grijă, ești pe drumul prăbușirii. De ce? Pentru că tu nu mai ești implicat activ, pentru că rugăciunea ta nu mai are impact în fața lui Dumnezeu, pentru că ție nu-ți mai pasă de Evanghelie, pentru că pentru tine expunerea pentru Evanghelie este doar o consecință a faptului că ai luat o decizie și ți-e greu deja, ți-e greață uneori. Știți că sunt oameni care vin la biserică apatici, blocați, nu mai simt nimic, nu mai au nicio forță de viață, nu mai au nicio pasiune pentru Dumnezeu, nu mai sunt gata să meargă să viziteze un bolnav, nu mai sunt gata să dea din banii lor pentru cineva pe care nimeni nu poate să cuantifice că a făcut. Dacă îl filmează, e posibil să facă asta, dacă nu, unde e pasiunea ta pentru Dumnezeu? De ce ai intrat într-o pauză? Asta e motivul pentru care o grămadă în bisericile noastre stau pe telefon. Nu mai au pasiune pentru Dumnezeu. Și nu stau pe telefon pentru că au o chestiune administrativă importantă, ci stau pe telefon pentru că se plictisez. Iertați-mi realitatea. E pauză. Ai grijă dacă te afli la acest nivel. Ești într-un mare pericol. Pentru că urmează nivelul 3, înfiorător. Și pentru aceștia vreau să ne rugăm. Vreau să ne judecați. Aproape săptămânal, dacă nu lunar, aflu de un căzut. De fiecare dată când vorbesc cu un căzut sau cu o căzută, mi se strânge inima ca un ghem și parcă cineva mi-o frânge. Pentru că l-am văzut pe lista de botez, pentru că l-am văzut în pozele de la botez, pentru că a primit flori, pentru că a fost implicat în cor, pentru că a fost implicat la închinare, pentru că a fost la echipa de întâmpinare, pentru că a fost cu noi, pentru că l-a interesat, pentru că a fost la media, pentru că a fost cu noi. Ascultați, zice Sfântul Apostol Pavel și parcă îi văd lacrimile. Zice, mi-e greu să vă spun și te rog frumos, Timotei, e ultima epistolă pe care o scrie în anul 66. Vă rog să rețineți că la distanță de 6 ani Dima a căzut. A rezistat pe drumul credinței doar 6 ani. Probabil câțiva ani înainte, pentru că nu din prima s-a dus în închisoare. Dar procesul căderii a fost în 6 ani.
caută-te, vină curând la mine, căci Dima, din dragoste, pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat. M-a părăsit și a plecat. Nivelul 3 în prăbușire. Când îi părăsești pe frații tăi, când îți schimbi anturajele, când tu mai ai pasiune pentru oamenii care se închină lui Dumnezeu în mod activ, în mod relevant, în mod real, că zici, oh, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat. Și când lumea asta, nu știu cum să vă explic, Satan are binoclu pe fiecare dintre noi, nu-i pasă că-s pastor, cine ești, nu-i curios de cine ești din neam, din ce familie faci parte, cine-i tata, bunicul, neam, nu-i curios de nimeni, un singur lucru vrea să facă cu oricare dintre noi, vrea să ne prăbușească, praf vrea să ne facă. Este scopul diavolului, să te distrugă. Ascultați-mă ce zice Biblia. Când s-a pus pe pauză din închinare, când s-a pus pe pauză și când Sfântul Pavel, ca între dinți, cumva cu greu, îi zice, și Dima, îl văd tot mai absent, îl văd tot mai implicat în altceva, l-a tras lumea din dragoste pentru lumea de acum. M-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Și alții au plecat în alte localități, dar nu plecarea lui din pușcărie era o problemă, ci iubirea lui pentru lume. Vreau să stăm ridicați. Într-un moment de cercetare aș vrea să stai cu ochii închiși, să-ți amintești cum erai când te-ai întors la Hristos. Dacă cumva ești mai jos, dacă cumva rugăciunile tale nu mai au impact, dacă nu-ți mai pasă de alții, dacă nu mai ai iubire pentru frați, dacă nu mai ai dragoste puternică pentru Dumnezeu, dacă nu ești gata să-ți dai viața ca și Dima care a mers în închisoare și risca să moară, dacă ești gata să te retragi din lumea lui Dumnezeu și nu se mai pasă de Dumnezeu, să știi că dimineața aceasta este pentru fiecare dintre noi o speranță. Nu va rămâne eșecul tău personal, cel care să fie conducător și care să fie general peste viața ta. Dumnezeu are un destin pentru tine. Vom auzi cuvântul lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu ne va binecuvânta prin cuvântul Său. Ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Amintește-ți de cel puțin o persoană pe care o vedeai altă dată la închinare. Amintește-ți de un frate, un băiat, o fată care umbla cu Dumnezeu. Amintește-ți de cineva care era în grupa ta de studiu. Amintește-ți de o persoană care a părăsit închinarea, care nu s-a dus doar la altă biserică, s-a dus departe de Dumnezeu, e în droguri, e în alcool, e în tutun, e în imoralitate, e departe de cer, nu-i mai pasă de Dumnezeu. Dacă îi dai mesaje și se enervează, îți blochează numărul și nu mai vrea să aud de tine, am să spun ceva. Dumnezeu are speranță și pentru Dima. Credeți asta? Cine crede că Domnul eliberează în această dimineață? Să facă un semn cu mâna ridicați. Aleluia lui Dumnezeu. Există speranță în numele lui Iisus Hristos. Că nu mai există nicio șansă. Că oamenii nu mai au nici o sentință pozitivă, nici un răspuns favorabil pentru tine. Să știi că se spunea deja, mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihănit. O să ne rugăm indiferent cât de departe sunt acești băieți, indiferent cât de departe sunt aceste fete de Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să-i aducă înapoi la închinare. Aș vrea ca prezența lui Dumnezeu să-i atingă în vremea aceasta. Nu-i judecați, nu-i calomniați, nu-i vorbiți de rău. Nu ziceți cuvinte rele despre ei, chiar dacă trau un comportament incompatibil cu Evanghelia. Rugați-vă cu stăruință și cereți prezența lui Dumnezeu. Fiul risipitor se întoarce și astăzi acasă și în contemporaneitate, în mileniul 3, în octombrie 2024, Dumnezeu are putere de eliberare. Dumnezeu are putere de transformare. Dumnezeu poate ridica din șanțul drumului, din gânduri suicidale. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. El poate să elibereze. Haideți să ne rugăm special pentru cei prăbușiți. Dacă ești aproape să te prăbușești, aș vrea să simți prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să simți brațele Mântuitorului care sunt deschise în această dimineață în biserica din Carpați pentru tine. Dă-i voie să te îmbrățișeze, plânge-i pe umăr, strigă-i exact nevoia ta, problema ta, falimentul tău, căderea ta. Nu rămâne închis acolo într-o carapace a vieții tale și să nu-ți pese de problemele tale. Ridică-te în numele lui Iisus Hristos. Spune-i Domnului, Doamne, am nevoie de tine, de prezența ta, de iertarea ta, de eliberarea ta. Și Eutie a căzut și l-a ridicat Sfântul Apostol Pavel și a fost un om eliberat în numele lui Iisus Hristos. Ne rugăm cu toții. Special pentru oamenii prăbușiți, special pentru oamenii care se află pe treptele căderii și mâna cicatrizată din calvara Marului Regii Iisus Hristos să se întindă după tine, să te prindă, să te smulgă din groapă, să fie liberat, să ai o nouă speranță și pasiune pentru Marele Rege al nostru, al tuturor. Ne rugăm cu toți.